Aveți o obsesie cu educația Păi nu, dar așa sexuală. scrie acolo. Aveți o obsesie Nu, cu... dumneavoastră aveți că Eu dumneavoastră n-am nicio... ați semnat acea Eu n-am rezoluție. semnat nicio Ați rezoluție. semnat rezoluția aceea, vă Uitați-vă. rog, pe site-ul Nu, Parlamentului deci, da, vreau Român. să-mi arătați, dar să O să știți vă că, deci, rog, nu. da. Ați intrat în Parlamentul European pe listele PSD la momentul respectiv și acum ați anunțat că plecați de la PSD și mergeți la AUR, unde veți fi candidatul pentru primăria Iași. Cum v-ați hotărât? Ce v-a determinat să plecați din PSD? În primul rând, haideți să povestim o leacă de istorie, că este cel mai important. Eu am susținerea oamenilor. Este cea mai importantă și am avut-o de fiecare dată. Și știți că o văd în fiecare zi și la spitalul de urgență, o văd și la cei care mă consultă după ce m-au văzut întreaga activitate, fie la televizor, fie în viața de zi cu zi, și ei mi-au zis să candidez la primăria Iași. Este un lucru normal, pentru că, pe de-o parte, orașul se sufocă, se sufocă și la propriu și la figurat. Uitați-vă la traficul din Iași, uitați-vă la poluarea din Iași, de mai mare decât a Madridului și a Parisului la un loc. Uitați-vă la noroaiele în care ne sufocăm și, dacă vreți, se sufocă și pe partea de faptul că nu avem un minim confort. Vorbesc de la spațiile verzi până la creșe, grădinițe, lucruri normale într-un oraș european. Și nu numai pentru că orașul se sufocă, pentru că am văzut că sunt foarte multe lucruri lăsate. Eu sunt în categoria celor care s-au săturat și de povești și de promisiuni și văd că se pierd foarte multe oportunități legate de dezvoltarea Iașului și din cauza administrației locale. Orașul, să știți că se dezvoltă datorită oamenilor, datorită universităților, datorită investitorilor, dar primăria, administrația a rămas undeva în spate și cred că lucrurile acestea sunt cele mai importante. Și dacă vreți să ne uităm foarte clar, nimic important nu s-a făcut în ultimele două mandate în Iași, nimic important. E un semnal de alarmă, e ca un semnal de resuscitare, trebuie să se facă ceva de urgență, iar dacă ne gândim și ne amintim, eu am mai candidat la primăria Iași cu rezultate bune în contextul respectiv contra unei uniuni de partide, iar tot mai mulți oameni care m-au văzut și de gardă de Crăciun și în gardă la urgențe îmi spun: doamne, lasă-ne cu Schengen-ul, că am văzut că ăștia oricum nu rezolvă nimic, degeaba te zbați tu acolo, vino să vii la Iași și să faci lucrurile să fie repede și bine ca la spitalul de urgență. Nu, dar de ce v-am întrebat? Pentru că dumneavoastră ați fost în mai multe partide, ați tot schimbat partidele, ați fost la PSD prima dată. Poate PSD, PSD, ca să le număr, PSD, deci, PPDD, poate la o privire, UNFR și iar PSD și acum la UR. Știu ce vreți să spuneți. Spun. Poate la o privire superficială. Dar uitați-vă ce am făcut eu și ceea ce am spus de fiecare dată. Eu am fost constant. Iar când vine de foarte acest lucru, aș putea spune că am, într-adevăr, această susținere a oamenilor. Și mai mult decât atât, oamenii îmi spun: doamne, e mai puțin important de la ce partid ești, este important ce faci. Iar eu fac. Am făcut-o și în Parlamentul European. Uitați-vă, sunt printre cei mai activi europarlamentari care au avut și realizări concrete pentru Iași și pentru România. De la memorandumul pentru Spitalul Regional de Urgență de la Iași, am stat până la 12 noapte în Parlamentul European până când am convins-o pe doamna comisar Tupurain că acest proiect de suflet al meu, pentru care am intrat, să știți, în această parte a existenței în politică, să se realizeze. Uitați-vă la planul de luptă împotriva cancerului, un lucru extrem de important, un proiect cum n-a mai fost vreodată. Uitați-vă, pe care l-am făcut și sper să fie transpus cât mai repede în România, pentru că, din punctul meu de vedere, cancerul este departe de a fi o boală fatală, ci este o boală care, dacă este diagnosticată la timp și tratată așa cum trebuie, la nivel european poate fi vindecată. Uitați-vă, în aceste zile România a accesat deja peste 100 de milioane de euro în acel program pe care l-am susținut, Rescue, Salvarea Europei, care asigură modalități de urgență în situații de criză și de risc, așa că eu fac lucrurile, știu că sunt un politician incomod. Asta știm. Pentru că, spre deosebire de ghiocei ăștia politici care se ascundă în spatele liderului de partid, eu chiar spun lucrurilor pe nume. Și să știți că cel mai greu lucru în politică, și nu numai, în viață, este să spui nu. Și am spus nu în Parlamentul European de fiecare dată când erau călcate în picioare interesele românilor și a României. Și mai un lucru poate care îl vedeți, apropo de partidele astea clasice, au pierdut legătura cu oamenii. Nu știu ce mai gândesc. Nu mai știu care sunt problemele reale, iar în momentul acesta este nevoie de altceva. Practic, îngrijorările oamenilor trebuie să-și găsească rezolvarea și pot să vorbesc și aici despre hai să rezolvăm crize globale, dar să știți că alea legate de nivelul de trai, de viața cu fiecare zi, de felul cum trăim și muncim în România și în Europa, sunt cele mai importante lucruri, iar lucrurile acestea nu se pot rezolva doar prin vorbe goale, prin ideologii, ci prin a ne întoarce fiecare acolo unde știm și putem face lucrurile să se schimbe. Ați pomenit despre 100 de milioane de euro prin programul European Rescue, deci
se văd intervențiile Uniunii Europene în România, spuneți, nu? Domnul Zamfir, eu vă spun un lucru foarte clar. Nu instituțiile europene sunt cele care creează probleme, ci modul cum sunt create anumite politici și ideologii. Și dacă mai țineți minte despre pașaportul acela verde digital, o simplă patalama care nu avea nicio legătură cu ceea ce înseamnă medicină, pe mine m-a interesat doar viața oamenilor și știința. Am votat cu două mâini împotriva pașaportului digital, dar în același timp, ca prim vicepreședinte al Comisiei de Sănătate, gândiți-vă că sunt prim vicepreședintele Comisiei de Sănătate, în ciuda faptului că am gura mare. Până și cei de aici au apreciat faptul că am 25 de ani de medicină de urgență în spate și când am venit cu acel plan B, cu diagnostic precoce, cu accesul la tratament, cu a găsi o soluție funcțională în așa fel încât viața noastră să nu fie dată peste cap, am spus-o și în Parlamentul European, am spus-o și acasă, cred că dacă acele lucruri puteau fi făcute de atunci, eram mult mai câștigați. Pentru că nu s-a întâmplat niciodată așa ceva. Toată existența noastră de la leagăn până la mormânt legată de o patalama care nu a testat decât e vaccinat, nu împiedica transmiterea, nu împiedica practic și nici nu a testat faptul că ești imunizat, iar când vorbim despre cei doi elefanți în încăpere, am cerut-o și în Comisia de Coronavirus din Parlamentul European, să vină și Comisia Europeană, să vină și reprezentanții firmelor de medicamente, că vrem să știm și noi de ce sunt dungile acelea negre în contract. Transparența ar trebui să fie cheia de boltă, dacă vreți, a ceea ce înseamnă cetățean european, iar pe de altă parte, în momentul în care vii cu, practic, cu cel mai mare jaf din istorie, vreau să vii și cu elemente concrete apropo de care sunt efectele secundare, ce se întâmplă, care au fost studiile de bază. Totdeauna am avut dreptate și știți că ce a mai rămas după pandemie, domnul Zamfir, apropo de ceea ce se folosește în spitale? Tot testele acelea serologice de care vorbeam eu la început sunt cele care se folosesc și astăzi și am fost unul dintre cei care a lucrat din prima zi într-o unitate de primire a urgențelor, într-un spital de urgență în care se erau primiți pacienți cu astfel de probleme, dar pe mine mă interesează viața oamenilor și știința, da, și fac lucrurile să se schimbe și în Parlamentul European. Dar ziceți-ne, Uniunea Europeană e benefică, a fost benefică și e benefică pentru România sau nu? Da sau nu? Din 2007 când am intrat în Uniunea Europeană. Și fără discuție, când vorbim despre banii pe care am putut atrage, am uitat și la administrația din Iași. Haideți că vorbim și despre lucrurile concrete, că vin de la Iași și chiar mă doare. Da. Au fost mai puțin de 20% din fondurile europene absorbite. Adică gândiți-vă că din 9-10 miliarde nu s-au absorbit nici 20%. Și mă uit și eu, domnul Zamfir, mă uit și eu, ieșenii știu lucrurile acestea. Mă uit cum arată străzile, orașele, Clujul, Oradea. Și o să spuneți, da, e Clujul, Oradea, e altceva. Dar de ce să fie altceva? La ei se poate și la noi nu se poate? De ce nu? Iar mă uit că până și la absorpția de fonduri europene, pe cap de locuitori, de pe cap de ieșean, mai puțin decât Tulcea, domnul Zamfir, mai puțin decât alte orașe mici în România. Și cine devine? Uniunea Europeană? Sau? Nu, vorbesc de administrația locală. Iar dacă vorbim despre ideologii și ideologizări, cred că lucrurile ar trebui să fie luate sub o altă abordare. Marea mea nemulțumire profundă din punctul acesta de vedere că această instituție numită Parlament European, în care noi toți ne trimitem aleșii să ne reprezinte, nu are dreptul practic de inițiativă legislativă și că votul de aici nu contează. Au fost două voturi pentru Schengen în mandatul meu în Parlamentul European și uitați-vă că nici astăzi nu suntem în Schengen. Și mă întreb și eu, oare cum ar fi a fost lucrurile astea? Pentru că este foarte greu să spui nu. Mă uitam că toată lumea ne mângâie pe creștet, ne spune vai ce bine, ce frumos, dar când a fost vorba de stabilit până și locurile de reprezentare a țărilor din Uniunea Europeană în Parlamentul European, Austria, care zice nein, halt, n-aveți voie, a primit un plus de un deputat, iar Olanda 2. Nu știu dacă așa este ok. Pentru că în momentul în care vrei să fim parteneri egali, drepturile să fie și regulile trebuie să fie aceleași pentru toți și chiar venisem cu propunerea de cetățenie europeană în care drepturile noastre sunt aceleași. Dar, domnul Zamfir, vi se pare că sunt lucrurile la fel în momentul în care România are subvenție mai mică decât Austria sau decât alte țări europene în ceea ce privește agricultura? Nu, România are mai multe fonduri europene. Dar nu, eu vorbesc pe agricultură. Vorbesc pe agricultură. Uitați-vă, nu este adevărat. În momentul în care vorbim despre fonduri alocate pe ceea ce, nu per total, eu vorbesc pe lucruri punctuale. Da. Nu înseamnă, deci per total, aici depinde și de cei care ne-au condus. Haideți să nu dezinformăm oamenii. Dar nu vreau, eu vorbesc despre fonduri mai multe decât Austria, pentru că e o țară mult mai mare. Da, dar asta nu înseamnă că pe lucruri punctuale, pe politica agricolă comună, pe politica agricolă comună, pe reducerea de fonduri, pe ceea ce înseamnă pesticide. Nu. Când a fost vorba despre acel proiect pe care se propunea reducerea de pesticide cu 50%, domnul Zamfir, oricum ați dat procentul
rămâne tot procent. Iar dacă dumneavoastră aveți 5 saci de pesticid în curte și sunteți reduși la 2, înseamnă că ați rămas cu 2 la jumătate, iar când ai unul singur înseamnă că rămâi cu jumătate. Acea lege a fost respinsă. A fost respinsă pentru că noi am votat în Parlamentul European. Și Partidul Popular European. Nu, Partidul Popular European n-a votat. Uitați-vă, vă rog, pe voturi. Nu, ca să fim lucrurile concret. Nu se aplică acea cotă. Da, pentru că am votat împotrivă, altfel s-ar fi aplicat. Așa că lăsați-mă, apropo de ideologie, nu se aplică pentru că noi am respins-o în Parlament. Altfel s-ar fi aplicat. Da. Și dacă tocmai... Parlamentul European și dacă tocmai... Nu. E partea instituțiilor Uniunii Europene. Deci nu se aplică pentru că am salvat agricultura românească și mă bucur că am fost printre cei care au putut să o salveze. Iar dacă vă mai uitați la niște lucruri extrem de interesante și uitați-vă că am fost singurul membru al delegației României care a votat cu două mâini împotrivă, vorbesc de acea eliminare a dreptului de vot și eliminarea ratificării în parlamentele naționale. Eu mă gândesc și eu, este ultima armă a noastră, a unor state care de multe ori nu am fost tratate de la egal la egal, împotriva unor decizii care, uitați cum era și aceasta cu pesticidele. Deci vă dați seama cum, vă dau un exemplu. Oare cum ar fi doi lupi și o oaie care hotărăsc ce să mănânce la cină? Dacă nu ai acel vot veto, nu te poți apăra nicicum. Iar pe de altă parte, a scoate din acest calcul ratificarea parlamentelor naționale, în contextul în care în toate constituțiile din statele europene suveranitatea este menționată acolo, mi se pare un lucru care nu ar trebui să fie. Și uitați-vă cum au votat membrii delegației României, am fost singurul care a votat împotriva unui astfel de demers. Nu s-au aplicat eliminarea ratificării. Nu există așa ceva. Uitați-vă, vă rog, deci nu. Există un set de propuneri. Zanfir, în momentul în care se vine cu așa ceva, direcția este clară și dacă nu te opui la o astfel de lucru, lucrurile se vor aplica. Și aceasta cu pesticidele devine o propunere practică. Așa că, din punctul meu de vedere, o altă abordare, o schimbare a, dacă vreți, a politicilor, un parteneriat egal, mi se par soluțiile normale. N-am zis de instituții, am zis de oameni, de politici. Și când am văzut de multe ori cum drepturile noastre nu sunt respectate și cu ajutorul cozilor de topor și de pe aici, că știți foarte bine că le-am avut și pe acestea, lucrurile ar trebui să aibă altă abordare, iar unitate în diversitate, acea frumoasă deviză a Uniunii Europene, trebuie să însemne și solidaritate pe fiecare proiect. Eu chiar am reușit să facem lucrurile aici. De asta vorbeam despre finanțare pe planul de luptă împotriva cancerului, de Agenția Europeană legate de situațiile de urgență și să știți că am negociat la sânge, eu personal, cu doamna Comisar European pe Sănătate în așa fel ca prețurile la medicamentele generice să scadă în toate țările europene, pentru că nu e suficient una să spui, ci trebuie să mai și faci, iar în Uniunea Europeană a secolului 21 să rămâi fără aspirină, fără paracetamol, fără ampicilină, e o problemă care n-ar trebui să se mai repete. Așa că o companie farmaceutică la europeană, în care Cantacuzino o să devină cu rol determinant, este totuși din rețeaua Institutelor Pasteur, poate să ne asigure siguranță în vremuri dificile. Am mai pus această lege și în Parlamentul României. A trecut ea amputată, dar cred că acolo la Iași, unde este un mare semn interzis, unde se ducea Polidinul și Cantastimo, am putea să avem o industrie farmaceutică română, o companie farmaceutică română, pentru că am văzut noi în vremuri de astea de restriște, uneori este mai dificil să cer de la alții, așa că proiectele pe care le-am făcut aici sunt adevăr un beneficiu pentru ea și pentru România. De aud așa a zis domnul George Simon, șeful dumneavoastră de partid, acum câteva zile, săptămâna trecută. Uniunea Europeană este noua Uniune Sovietică de la Bruxelles. Și a mai spus cu alte ocazii, Comisia Europeană este condusă de minți bolnave. Ei ne-au adus inflație, sărăcie, o pandemie inventată. Pandemia a fost inventată? Pandemia COVID? Da, domnul Sanfir. Pandemia COVID a fost inventată? Am luptat în această pandemie, am fost în această pandemie. Fiecare poate să aibă anumite păreri, dar apropo de ceea ce înseamnă politici la nivel european, uitați-vă și dumneavoastră la nemulțumirile fermierilor din Europa. Le vedeți cu toții. Da, nemulțumirile transportatorilor. Nu puteți să spuneți că e în Europa. Poate manifesta, proteste. Asta îmi doresc și peste tot, dar trebuie problemele să fie rezolvate. Și de asta spuneam că fiecare este politician... Este Uniunea Sovietică? Comparația între Uniunea Sovietică și Uniunea Europeană vi se pare corectă? Eu am luptat în Parlamentul European pentru problemele românilor și ale României. Iar de acum încolo v-am zis, domnul Zanfir, dacă toți vorbim despre ea și despre ce se întâmplă acolo, dar cred că trebuie o altă abordare și la nivel european din punctul de vedere al problemelor. Și poate știți, oamenii ăștia au pierdut legătura cu cei care
care i-au ales. Nu mai se simt reprezentați nici românii și nici alți cetățeni europeni. Și poate se duc și pe acasă, se vadă care sunt nevoile și problemele reale, că ele sunt tot mai multe și mai numeroase. Apropo de, spuneați despre activitatea dumneavoastră din Parlamentul European și ne-ați enumerat acele fonduri Rescue și programul de prevenție. Și Europe for Health și scăderea prețurilor pentru medicamente generice sunt lucruri realizate și pe care, și inclusiv proiectul meu de suflet, nu o să-l uit niciodată, domnul Zanfier, de Spitalul Regional de Urgență până la Iași. Deci, la un moment dat, doamna comisar, tu pura îmi spunea, doctore, tu ce mai vrei? Deci, doamna comisar, trebuie să dăm drumul la acest memorandum, este o reală problemă, sunt cei 6 de milioane de locuitori ai Moldovei, sunt cei cetățenii României, îi tratăm și pe cei de peste Prut. Am făcut și cu fonduri europene acel smult transfrontalier în momentul în care eram în Parlamentul României. Gândiți-vă că sunt foarte multe lucruri care trebuie corelate și până una alta fiecare trebuie să răspunde pentru ceea ce face și ce spune. Și ați mai avut și o intervenție în 2019, a semnat o propunere de rezoluție în Parlamentul European referitoare la incriminarea educației sexuale în Polonia, care era deloc favorabilă conservatorilor de la PiS, partidul care acum e în opoziție și era atunci la putere. Domnul Zanfir, eu n-am semnat nimic. Partenerul domnul Zanfir, eu n-am semnat. Nu, că vă spun, a semnat-o. Deci apare pe... Stați că vă spun, să termin întrebarea și vă spun. Deci acea rezoluție condamnă, printre altele, condamnă, și citesc de pe pagina Parlamentului European în dreptul dumneavoastră, condamnă recentele evenimente din Polonia care vizează să dezinformeze, să stigmatizeze, să interzică educația sexuală și în special conținutul dur, inadecvat și eronat al justificării aferente proiectului de lege. Aici chiar se detrobă. Deci, n-am semnat, domnul Zanfir, ascultați-mă și pe mine dacă tot vorbim despre dialog, n-am semnat nicio rezoluție pe așa ceva, nu, iar educația pentru sănătate este unul dintre proiectele mele de suflet și a fost introdusă toate directivele, dacă vreți, adoptate de Parlamentul European. Mă întreb și eu, domnul Zanfir, de ce nu se face lucrul ăsta și în Parlamentul României? Proiectul meu de lege are, cred că, buletin acolo. Toți aud despre educație pentru sănătate. Chiar este un lucru pe care îl consider absolut normal. Cu noțiuni de prim ajutor votate și cunoscute de la, aplicate și cunoscute de la școală. Și cred că o astfel de abordare, în rest, chiar nu... Vorba de educația sexuală în Polonia. Eu vorbesc de educație pentru sănătate și vorbesc de o altă abordare. Și să știți că eu sunt fără pondibăderii din acest punct de vedere, dar tocmai de aceea, un capitol în plus la orele de biologie, scris de Ministerul Sănătății și de Ministerul Educației, cred că poate face diferența dintre viață și moarte, iar aceste cunoștințe deprinde și abilități trebuie cunoscute precum alfabetul sau tabla mulțirii. Deci sunteți, de exemplu, pentru introducerea unor ore de educație sexuală în școli? Eu v-am zis o materie, deci mi se par, deci vă spun foarte simplu, materia o scrie Ministerul Sănătății și cu Educației, ca să nu mai dăm naștere la interpretări, pe baza unei programe. Și să știți că mai vreau niște lucruri pe care le-am văzut aplicate la nivel european și cred că sunt suficient de importante. Și am vrut ca fiecare șofer din România și din Uniunea Europeană, dacă vreți, pe modelul german, să devină un paramedic. Adică să, în momentul în care își obține carnetul de conducere, să facă un curs specializat, exact cum fac și cei care nu au o școală medicală și să poată interveni în condițiile în care se întâmplă astfel de lucruri, mai ales că este clar că cel care este cel mai aproape de un eveniment de acest gen este cel de acolo. Că dacă nu, domnul Zanfir, aveți carnet? Am, da. Aveți și trusă medicală în portbagaj? Nu am mașină, că mi-am vândut-o. Da, dar știți ce conține trusa medicală? Nu mai știu, nu mai țin minte chiar așa mult. Eu cred că ar fi momentul foarte bun să revizuim aceste lucruri. De ce? Nu mai am mașină de mult timp și, sincer, nu pot să vă spun exact ce conține pe de rost. Nu, dar sunt lucruri extrem de importante. Teoretic, nu, dar ați obținut permisul în baza așa ceva, ceea ce îmi ridică și mie niște semne de întrebare. Semne de întrebare referitor la permisul. Deci, apropo de cât de eficientă este educația făcută șoferilor, pentru că să știți că există acolo niște instrumente care pot să salvezi cu mâinile goale pe cineva aflat în dificultate. Și chiar mă întreb și eu dacă... Eu nu mai conduc oricum, nu mai sunt șofer. Am permis auto, dar nu mai sunt șofer. Dacă s-a întâmplat ceva cu cineva de lângă dumneavoastră, v-ar interesa să știți să intervenim? Păi uitați-vă, atunci venim și la partea cealaltă, care iar am propus-o și nu s-a adoptat. În Uniunea Europeană, și uitați-vă dacă ne plimbăm pe aici prin Parlament, o să vedeți câte un defibrilator din 50 în 50 de metri. Ei știu să-l folosească, fac periodic ore de instrucție pe așa ceva. Există chiar și o zi liberă dată de la stat în așa fel încât în instituțiile cu mai mult de 50-60 de angajați aceste lucruri să se facă periodic și lucrurile acestea le-am propus și în România. Adică venim cu un lucru set de măsuri concrete care chiar pot să facă diferența de viață și moarte. Iar restul, apropo de abordări și toate celelalte... Acea rezoluție se referea la educația sexuală. Aveți o obsesie cu educația sexuală. Aveți o obsesie cu... Eu n-am semnat nicio rezoluție. Uitați-vă. Pe site-ul Parlamentului. Deci da, vreau să-mi arătați, dar să știți că... Pentru că să știți că niciunul dintre noi nu a semnat niciun astfel de demers.
propuneți și rezoluții. Nu, așa. Haideți că vă arăt. Și oricum, haideți să revenim la lucrurile importante. Partea asta de parlament. Deci nu e importantă educația sexuală. Ba da, educația pentru sănătate este extrem de importantă, da. Și domnul Zamfir, cred că un astfel de demers trebuie făcut odată și odată și în România. Nu, dar ce vreau să vă spun că ați semnat acea rezoluție, acea propunere de rezoluție, așa cum apare pe Parlamentul European, și care acea propunere de rezoluție era critică la adresa domnul Zamfir, și voi închide asta, acest subiect. Eu nu am semnat niciun proiect de rezoluție și o să vedeți acest lucru. Uitați, Main Parliamentary Activities, și vă arăt chiar aici, și aveți aici Report Motions for Resolutions, și aveți aici, uitați. Uitați, că este sunt actele adoptate. Uitați, deci nu. Deci nu sunt actele adoptate de Parlamentul European, domnul Zamfir. Sunt toate, dar sunt toate. Da, activitatea noastră se referă absolut toate demersurile. La mai multe, e nu, adevărat. Deci așa că este un indicator la ceea ce s-a întâmplat în Parlamentul European. Dacă vreți, domnul Zamfir, ca să vă lămuriți o dată și o dată, că este incredibil că lucrurile acestea nu sunt cunoscute și poate trebuie să le facem mai aprofundate către toți cetățenii României. Este o listă cu ceea ce am făcut noi pe ceea ce înseamnă activitate parlamentară. Și haideți să revenim la ceea ce înseamnă important, iar educația pentru sănătate, eu chiar o voi susține întotdeauna, oriunde și oricând, dar într-o formă făcută, și mă întreb și eu cât mai trebuie să așteptăm să punem un capitol în plus la orele de biologie. Dumneavoastră sunteți pentru rămânerea României în Europeană sau pentru, să zicem, o eventuală, dacă s-ar pune problema aici, domnul Zamfir, vorbim de acum despre primăria Iași, dar dacă mă întrebați... Păi sunteți europarlamentar. Până în iunie. Și deja activitatea este, chiar mă întreb și eu pe final, ce se mai va face pe ultima 100 de metri. Normal mi s-ar părea să fie făcute pe viitorii europarlamentari. Și aici, ca să fac o paranteză, domnul Zamfir, că mă întrebați cu primăria Iași. Îmi amintesc că totuși sunt unul dintre cei mai activi parlamentari și am spus acest lucru. Și când mi-am intenționat să candidez la primăria Iași, mi-aș fi dorit să fie o dezbatere. Chiar o dezbatere, o competiție internă. Dar nu știu cum se face în timp ce eu muncesc și aici, și la spital. Așa, sfărărea aia, cotărea aia au făcut ca lucrurile să fie altfel. Și am senzația din ce în ce mai tare că oamenii de aceștia incomozi, eu sunt un tip incomod, care spun lucrurilor pe nume, chiar nu sunt agreați, iar mai degrabă, dacă vreți, eu celul în spatele liderului de partid este mult mai apreciat, față de cei care fac lucruri concrete. Dar eu fiind medic de urgență de peste 25 de ani și m-am zis că am continuat să lucrez și în această pandemie, mă dau altă abordare și că cel mai important este să-ți pese și să faci ceva pentru viața oamenilor. O să vă fac o mărturisire. Când am intrat cu 13 pe loc la medicină, eu sunt nepot de preot. M-am jucat când eram mic în curte la Enescu, într-un sat din județul Botoșani, în satul Dumeni. Bunicul meu preot avea o biserică frumoasă, trimitea 3 copii săraci la școală. Dar oricum, și-ar fi dorit să-i continui vocația. Când am intrat cu 13 pe loc la medicină, a venit și mi-a zis că nu e chiar mulțumit, dar după câteva zile, că aș fi vrut să-i continui vocația, după câteva zile a venit și mi-a zis, Tudor, ai să faci bine și acolo. Pentru ambele meserie este nevoie de har. Și ține cont că în spital și în biserică trebuie să faci tot ce este bine, în așa fel încât oamenii să aibă o altă speranță și o altă existență, pentru că de multe ori tu ești ultima speranță și cel care poate să faci că lucrurile să se schimbe. Așa că, dacă vreți, putem vorbi și despre un oraș sănătos. N-am vrut politică în medicină sau medicină în politică. Dacă se făcea și putea să se facă încă de 2011, obținusem până la cheie un centru de traumă care trebuia să fie Spitalul Regional de Urgență de la Iași, dar au fost niște ghiocei politici care n-au suportat ca ieșenii să aibă așa ceva, că nu-l iau acasă domnul Zamfir, se tratează oamenii acolo. Mă gândesc că arșii de la colectiv s-ar fi putut trata acolo. Era un centru integrat cu aproape 300 de spații, locuri în care să se trateze într-un singur loc, la ceea ce înseamnă medicina de secol 21, toți astfel de pacienți, iar pentru mine lucrurile acestea au fost mai importante decât orice altă, dacă vreți, coloratură, pentru că până la urmă medicină în politică, nu? Dar politici de sănătate și să tratezi oamenii oriunde. Iar eu
doamna, oriunde te-ai afla. Iar domnul Zanfir, eu cred că a fi medic înseamnă mai mult decât a trata pacienți. Este să încerci să tratezi și lumea și să faci și societatea și să faci lucrurile să fie bine, bune pentru oameni. Pentru că în Parlamentul European a spus și în acea comisie privind pandemia COVID, lecțiile învățate, ca medic și ca europarlamentar. Vreau să vă întreb așa, scurt, și să îmi răspundeți sincer și punctual. Considerați că pandemia COVID a fost o pandemie reală sau a fost ceva inventat de cineva, așa cum auzim o serie de teorii pe internet, mai ales? Nu, Zafir, teorii poate să fie mii și mii. Și până la urmă, cum să vă zic, eu o să fiu cel care va apăra și dreptul dumneavoastră în stilul lui Voltaire, dar o spune. Dar aici trebuia să se vină cu informație corectă, exactă și la timp. Dar a fost iar informație corectă și la timp. Eu am fost printre primii în care au atras atenția încă din 2019 în Parlamentul European că trebuie să se vină cu un set de măsuri concrete. Dar ele veneau pe o soluție rațională. Adică ai un eveniment, te sperii. Să știți că tot ce v-am spus de-a lungul pandemiei acestea, erau foarte mulți oameni care ne uitam cu ochii ca pe butelie ce înseamnă informație medicală în toate centrele lumii, vorbesc și în China, și în Statele Unite, și în Coreea, și coreleam aceste informații. Eu cred că o altă abordare pe un astfel de demers trebuie să fie făcută și că și România ar trebui să aibă tot ceea ce înseamnă. Dar, apropo, domnul Zanfir, câte spitale noi s-au construit în România de la pandemie? Că tot vedeam, ba trebuia să renovau, ba să... A fost inaugurat, de exemplu, un spital privat. Spital public la Mioveni. Da, dar mai sunt foarte multe lucruri de făcut. Sunt foarte multe lucruri de făcut, așa că asta înseamnă soluția. Să fie renovate și modernizate cele vechi. Păi, și cred că se puteau face cu renovarea vechi cu miliardul ăla de euro aruncat pe vaccinuri care se duc la coș. A fost afacerea secolului, din punctul meu de vedere, marele jaf din istorie. Și mă întreb și eu cum se vor recupera aceste fonduri, pentru că mie mi-a fost de fiecare... A fost o urgență medicală de sănătate publică. Și a fost fără discuție și o astfel de problemă, dar rezolvările au fost departe de ceea ce ar fi trebuit să... S-au prezentat pe la comisia asta din Parlament domnii aceia care trebuiau să explice cum s-au cheltuit fondurile din pandemie, că noi la Parlamentul European i-am invitat-o și pe doamna comisar, că așa o cheamă, pe doamna comisar europeană, am invitat-o și pe președinta Comisiei Europene să vină să ne spună și nouă, dar n-a venit nimeni. Așa că explicați bine, domnul Zanfir, de ce că atunci când este vorba să vii în fața unei comisii de europarlamentari, nu vine nimeni, iar restul ți se impune alte lucruri. Parcă suntem în ferma animalelor, domnul Zanfir. Deci, la Orwell, în care toate animalele sunt egale, dar unele sunt mai egale decât altele. Dacă ești acolo unde trebuie, nu trebuie să te prezinți la diverse lucruri și chiar vrem clarificări și pe aceste lucruri. Dumneavoastră sunteți europarlamentar, nu știu hotar. Da. Eu sunt jurnalist. Da, și cetățean. Și fără discuție. Și tocmai de aceea îi spun și cetățeanul și jurnalistul Zanfir că sunt lucruri care ar trebui schimbate și mi se pare normal. Uitați-vă în Statele Unite, când ești chemat în fața unei comisii parlamentare, ce e de acolo chiar vin. Colegii mei îmi spun, dacă vreți, cu din când în când neuroparlamentar, pentru că n-am lăsat niciodată partea aceasta medicală să fie dată deoparte și cred că împreună, chiar cu cei care ne urmăresc astăzi, putem face ca lucrurile să fie îmbunătățite și la nivel european și sub altă abordare. Dar, pe ansamblu, considerați că Uniunea Europeană a gestionat bine pandemia? Adică nu. Dacă nu eram Nu. Deci Uniunea Europeană n-a gestionat bine această pandemie. Au fost întârzieri, au fost defecte, atunci am insistat și pe Rescue, am și votat împotriva raportului COVID din acest punct de vedere. Pașaportul verde digital nu are nicio legătură cu ceea ce înseamnă parte medicală și a fost, puteam să avem carduri de asigurări de sănătate, tot avem carduri de cetățean european. Așa că puteau fi găsite și alte soluții și inclusiv cele care s-au aplicat la un moment dat și în România, de diagnostic precoce. Hai să-i tratăm să vedem cum sunt aceste lucruri făcute, iar de punctul de vedere a gestiunii, ca dovadă, până și noi, la nivel european, s-a recunoscut acest lucru. Am venit cu Agenția Europeană pentru Situații de Urgență, cu o altă abordare, apropo de industria farmaceutică, că vorba aceea, ne-am trezit goliți. Totul se producea în China și în India. Vedeam că am rămas fără medicamente, iar ceea ce spun eu de ani de zile, a înțeles și Comisia Europeană. A apărut prima listă de medicamente esențiale la nivel european, o listă de medicamente care nu trebuie să lipsească la nivel european. Vrem o altă abordare și chiar să știți că vorbeam cât se poate de serios de refuncționalizarea cantacuzinoului. Văd că acum se cheltuie pentru o vilă de protocol pe România 7 milioane de euro. Cu banii ăștia, țin minte că acum câțiva ani se putea refuncționaliza Institutul Cantacuzino. Gândiți-vă ce a pierdut România și că pentru demnitari se găsesc tot timpul soluții, dar pentru oamenii, cetățenii, noi, toți lucrurile nu sunt făcute la fel. Ca medici europarlamentari, vă întreb și vă rog să-mi răspundeți. Faptul că în România au existat vaccinuri disponibile
și s-au efectuat vaccinurile, a fost un lucru benefic sau nu? Domnul Zanfir, v-am spus-o de la început apropo de vaccin, că este un produs cu autorizare condiționată de punere pe piață. Până aici era ok. Deci, domnule, autorizare condiționată de punere pe piață, nu știm care sunt efectele secundare, nu știm care sunt lucruri. Așa ne-au spus, așa scrie și acum pe site-ul Comisiei Europene. Dar la doctor cu forța a fost un lucru pe care nu și l-a închipuit nimeni. A condiționa întreaga viață de la leagăn până la mormânt de un pașaport verde care nu are nicio valoare. Și mai vorbim despre un vaccin care la început ni s-a vândut ca așa, ca o mașină 4x4, bună pe orice teren, pe bun pe orice zonă, iar la final am constatat că e pe undeva așa, știți, o biată rablă care nu mai merge nici împinsă. Și uitați-vă și dumneavoastră, dar ceea ce a făcut și a reușit din păcate, zic din păcate, toată această pandemie, inclusiv măsurile ideologizate luate la nivel european, fără nicio legătură cu ceea ce înseamnă activitate medicală și știință, a fost distrugerea încrederii în instituțiile medicale și de ce nu și într-o parte în cele de aici.